Bună și bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi avem un nou clip cu ce am mâncat la masa de seară plus desert pentru că am văzut că vă plac tare mult astfel de clipuri așa că am hotărât să mai fac. Lăsați-mi bineînțeles în comentarii dacă vă plac astfel de clipuri și vreți să mai fac. În trecut am avut un feedback foarte bun așa că eu o să vă las cu clipul ce am mâncat la masa de seară și desert timp de o săptămână. În seara aceasta voi face bruschete. Am avut ceva pâine cu usturoi cumpărată din Lidl pe care am băgat-o la cuptor. Dacă nu aveți, puteți prăji doar pâine pe care să o ungeți cu un pic de unt și usturoi, peste care am pus roșii cu ulei de măsline și pusuioc. Cam așa arată bruschetele mele, sunt absolut delicioase și este o mâncare răcoritoare pentru o seară călduroasă de vară, chiar le recomand. Iar ca și desert, în același stil, am mâncat pepene rece din frigider, care a fost foarte dulce și răcoritor pentru seara. Pentru seara aceasta am ales să mâncăm pește cu uh, usturoi. Este fileu din acela alb pe care îl cumpăr din uh, Lidl congelat, iar usturoiul este usturoi cu suc de roșii. Iar pentru băieți le-am făcut uh, fileuri de pui în pâiniță de uh, burcări. Bineînțeles că peștele nu merge decât cu o mămăliguță, așa că m-am pus să fac mămăligă, nu știu dacă e cineva care mănâncă pește fără mămăligă. Și pentru că băieții vreau clătite, m-am pus să fac și clătite pe care le-am mâncat unii cu Nutella, alții cu Nutella și banane. Mie îmi plac foarte mult clătitele cu Nutella și banane, dar mai mănânc uneori și clătite cu gem. În seara aceasta vom mânca pârjoale, soțului meu îi plac uh, foarte tare, nu sunt neapărat preferatele mele, dar din când în când îi fac și lui uh, plăcerile. Iar la desert am mâncat câteva uh, curmale din acestea din Lidl, sunt fără sâmburi și sunt uh, absolut delicioase. Pentru că mai aveam tot felul de resturi de păstrămioară, salamior și alte mezeluri prin frigider, în seara asta am hotărât să facem pizza. Fac pizza de obicei când am tot felul de mezeluri în frigider care trebuiesc consumate sau brânzeturi. Pizza a fost absolut delicioasă. Și pentru că aș fi mâncat ceva dulce, de obicei îmi, plac să mănânc, îmi place să mănânc deserturi calde cu înghețată, am hotărât să fac o tartă. La bază era o tartă cu afine dar eu am făcut-o cu fructe de pădure pentru că asta aveam în congelator, de le puteți substitui. Cam așa arată o felie din tarta, tarta mea și după cum bine v-am spus am hotărât să pun pe ea înghețată, înghețată de la Bon Gelati din Lidl de vanilie. În seara asta am făcut un fel de burger cu bacon, salată și roșii. Este absolut delicios și chiar îl recomand ca și o masă rapidă iar la desert am mâncat o gogoașă din Lidl, este gogoașă cu cremă de ciocolată, o gogoașă plină de cremă de ciocolată. Patiseria Lidl este una din preferatele mele și mai tot timpul cumpăr câte ceva. De data aceasta a fost această gogoașă, dar cam toate produsele din patiseria Lidl îmi plac. Am văzut că în România sunt mult mai multe varietăți decât sunt în Anglia, dar ne bucurăm de, de ce avem și este delicios. În seara aceasta Iani s-a spus că vrea cârnăciori cu piure și atunci când spune copilul ceva, mămica execută. Am avut cârnăciori uh, proaspeți, dar congelați uh, și am făcut un uh, piure cu mult uh, unt și lapte care a fost absolut și pentru că mai aveam gogoși din Lidl, am hotărât ca și în seara aceasta la desert să am tot o gogoașă cu ciocolată, cum am avut și aseară. Cam asta a fost clipul meu, nu uita să-i dai un like dacă ți-a plăcut, să apeși butonul de subscribe dacă nu ai făcut-o încă. Eu vă pup și ne vedem în clipul următor. Pupici!